dincolo de asta, ceea ce Mirela Dinsă Sandu a citat este un verset dintr-o scriere milenară, pe pergament, din cântecele Avestei, pe care Alexandru cel Mare, atunci când a asediat pur și simplu Persepolisul și inclusiv biblioteca din Alexandria, a lăsat, a cruțat totuși pentru că sărbătorea victoria și era atât de beat, au rămas aceste suluri, câteva pe piele de vițel, ale Avestei, vreo 34 de suluri, din care am tradus o vară întreagă ca să-mi iasă acest verset în ritm alexandrin cu 11 silabe. Pare simplu acum, dar eu l-am tradus prin engleză și franceză, tocmai pentru că atunci când scriam Omarcelor, ultima carte a așa zisei trilogii, am fost fascinată de această scriere pe care și astăzi o socotesc de calibrul Mahabharatei, al scrierilor lui Homer și, din fericire, sunt cânturi care s-au tradus și e destul să le căutați și vă veți convinge că nu e doar o preferință și o euforie personală în ceea ce vă spun. Când am venit data trecută la Bruxelles, adică în urmă cu 7 ani, eram după această călătorie dificilă, pe care, cea de-a doua pe care o făcusem în Iran, cu multe surprize și riscuri. Acum nu e cazul să mă eroizez spunând asta. Faptul că m-am întors steafără spune că nu a fost chiar așa o aventură pe muche de cuțit. Numai că de data aceasta, în fața dumneavoastră, mă găsesc vorbind de cartea de la mijlocul așa zisei trilogii orientale, adică despre demonii vântului, cartea cea mai fericită a acestei construcții, cartea pe care, o carte solară, intensă, pe care am scris-o în doar 10 luni, dincolo de mine, socotind-o într-un fel cartea revelației și care cumva m-a viciat în sensul că tot ceea ce caut de atunci într-un roman, sau în primul rând ceea ce caut, este intensitatea. Și faptul că, de pildă, sunt atât de apropiată sufletește, intelectual, dar primul sufletește de Andreea Răsuceanu, cu care am colindat de 3 zile încoace prin Bruxelles cu mare bucurie și am văzut împreună aseară la Bozar moartea lui Marat, până ne-au dat afară din muzeu că se închidea și noi tot credeam că vom ajunge aici la dumneavoastră, dar trecuse de mult ora. Dar asta face parte tot din intensitate, tot din ideea de a fi undeva pe un drum între rutinele, multele rutine ale zilei, cele care mă fac să mă numesc DZB, cum zic studenții, acesta este acronimul numărului, când eu, de fapt, în proza pe care am scris-o, sunt Daniela Zeca. Atunci când sunt Daniela Zeca cu Zura, deși toată lumea îmi spune așa, cu numele întreg, știu, înțeleg că toți ceilalți se referă la fața mea diurnă, aceea de media, de profesor, de... Și cumva râd cu un ochi și mă tristesc cu celălalt. Pentru că, nu cred că spun un secret, orice autor de literatură, în clipa în care devine autor de literatură, își dorește cu tărie să fie legitimat ca atare, să fie recunoscut ca un poet, ca un prozator, ca un dramaturg. Ori asta, într-o lume plină de servituți și guvernată de viteză, e din ce în ce mai greu. Și pe urmă vine și întrebarea urgentă. Și cui folosește literatura asta? Ce vom face cu ea? Pentru cine scriem, de fapt? Mai eludăm o chestiune aici, care sunt sigură că nu mă privește doar pe mine, când mă întreb... Avem atâta curaj să mai scriem literatură, cred că mă refer la toți
colegii mei scriitori, la toți prietenii mei și neprietenii care au petrecut măcar o oră în fața computerului sau a caietului de notițe, a documentării, a mesei de scris, pentru că poți să ai un noroc, cum am avut eu când am ieșit în 2009 cu acest roman, Istoria romanțată a unui safari, fără să mă gândesc. Da, deci nu m-am gândit nicio clipă că voi scrie o trilogie, exclus. Am fost nepermis deflatată, probabil, când critica a sărit și a spus, a, este un mai trei postmodern. Și mai mult flatată, dar și îngrijorată de reversul medaliei. Pentru că în România, dacă ai succes de public, atunci ești slab, ești în afara colecției, ești unul care se vinde, deci marci de aici, cumva. Și în clipa în care, la 9 luni după apariție, acest roman oriental, despre care eu n-am gândit nimic decât că e o poveste, la care lucrasem 2 ani și jumătate, și când a ajuns la prima, la ediția Princeps, la 50.000 de exemplare vândute, deja m-am văzut cumva tras în toate părțile de oameni care de cititori care spuneau parcă am scris eu, m-am recunoscut acolo, de traducători care ar fi vrut să traducă, dar spuneau mai aștept puțin pentru că a avut prea mult succes și e la cald, poate nu trebuie, a fost complicat. Și în acest carusel de stări, mi-aduc aminte exact și deja m-am ambalat și sunt, ziceam că voi vorbi cu răceală, nici vorbă, dar era 4 ianuarie 2004, deci sunt 20 de ani de atunci, și în Emiratele Arabe, de fapt era 4 ianuarie 2010, da. Iertați-mă, nu că 2004 o să revin imediat. Am văzut pe CNN, era imediat pe sărbătorile noastre, după Crăciunul creștin, am văzut somptuoasa sărbătoare a inaugurării celui mai înalt turn din lume, Burj Khalifa, 828 de metri, 163 de etaje, mi-aduc aminte caieri, fațadă aerodinamică care reflectă lumina deșertului și, mă rog, o mulțime de alte detalii. Și peste toate, dragi prieteni, această pretenție colosală, exagerată, copleșitoare a unei țări care acum 200 de ani doar era un nisip de deșert, nimic altceva, un nisip mișcător, și această țară hiperturistică venea și spunea, odată cu inaugurarea cu fast și cu artificii acestui tur, aici va fi centrul global al turismului și petrolului. Și atunci am spus soțului meu, pentru că viața mea e restrânsă, am un soț și 2 pisici, atunci trăia și mama mea, între timp am pierdut-o și pe ea, dar i-am spus, eu voi pleca în Emiratele Arabe. Abia mă întorsesem din călătoria orientală. Era doar un an de când încheiasem călătoria orientală cu Istoria romanțată, într-o extravaganță completă pentru un om sedentar, non-turistic ca mine, și dintr-o dată m-am văzut ducându-mă 3 veri la rând într-o familie de musulmani suniți, pentru că așa am scris Istoria romanțată a unui safari, și, repet, la niciun an distanță am început să spun, mă voi duce în Emiratele Arabe, să văd asta, n-am spus să scriu ceva, să văd asta, adică turnul, nebunia fântânilor care dansau pe muzică, artificiile. Și soțul meu, care are un umor ardelenesc aproape sec ca un englez, nu ca un ardelean, a spus, dar poate am să divorțez până ai să vii, că m-am săturat de asta. Și eu am răspuns, mi-aduc aminte, cu oarecare jenă azi, că pot să faci ce vrei, eu am să mă duc cu. Deci cam așa a început sau a continuat, habar n-am, această poveste în care am intrat cu multe prejudecăți atunci când am scris Istoria romanțată a unui safari, cu foarte multe prudențe de natură intelectuală, pentru că
La ce puteam să mă aștept? La o carte turistică, probabil, nu ar fi fost. Nu. Sunt o persoană care nu știe să scrie anumește, care știe doar câteva, după ani de chin, câteva structuri frazologice pe care în parte le-am uitat și în farsi și în arabă, de când încercam să jonglez cu ele. Cu alte cuvinte, am fost tot timpul un intrus european într-o lume orientală care recunoștea doar și se temea, atenție, de diferența pe care o simți și dumneavoastră, sunt sigură, permanent între Orient și Occident. Și atunci, între toate aceste primejdii, m-am aruncat cumva în cap cu a doua carte, având tot timpul scrupulul și temerea pe care o ai după un succes neașteptat. Dacă o să eșuez, mă simțeam datoare, după istoria romanțată, să fiu la înălțime cumva, să scap de prejudecata, asta e norocul începătorului, care după atâta profesorat și media și nu știu ce, scrisesem 5 cărți de critică media și dintr-o dată, hai să mergem, nu știu, în Orient, să ce. Și deci am ajuns la demonii Vântului. De unde, care este simbolistica titlului? Pentru că, de fapt, romanele noastre sunt foarte multe simboluri. Simbolistica, la început, a fost o senzație pur și simplu epidermică de spaimă și recul în fața unor furtuni de nisip aduse de un vânt foarte puternic, care atunci părea doar o stihie, doar accidental, acum deja e o prezență, vedeți, în România e ciclă. Dar toți localnicii, împreună cu turiștii Emiratelor în momentul ăla, știau că la ora de, pe prognoze, va fi o furtună devastatoare de nisip, îmbrăcau mobilierul din terase și împrejurimile și totul în huse și adăposteau ce se putea adăposti și așteptau această trecere a vântului năpraznic, despre care nu știau niciodată cât va fi de înverșunat sau nu, și după aia reveneau la viața lor. Ceea ce mi s-a părut, deci această furtună care a fost de fapt o apropiere a apocalipsei pentru mine, a morții, a lumina s-a plecat, soarele a devenit un soare gri de ciment și atunci am început să-mi pun problema că sub toată această platoșă poleită a unui oraș mausoleu, pur și simplu, în care făcuseră toate experimentele posibile în materie de turism și de arhitectură și toate se numeau progres și erau admirate și vizitate și sunt în continuare de 20 de ani. Construcția acestui turn magnific a început în 2004, deci se fac 20 de ani de atunci și turiștii nu încetează să vină și să se mire. Eu însă mi-am fost de 3 ori să-mi verific impresiile și a treia oară am constatat cum, nu comentez impresia, că acest colos pe căruia nu-i vezi vârful nu are o canalizare, era discret vidanjat prin, da, deci asta puteți, da. Deci asta e, nu? E el însuși o parabolă a vanitas vanitatum, așa, deci ai acest, cum ziceau, vârf global al turismului și îl vidanjezi discret prin spate, prin niște coloane care coboară din vârf și care sunt de sute de metri. Deci totul era controversat, iar simbolistica venea pur și simplu din forța unui vântului în sine, stihia aia sumeriană de la începutul lumii, care nu cruța pe nimeni. Și ăștia erau demonii. Și în forța acestui vânt am început să-mi pun problema, pe de-o parte, problema relației dintre problema alterității, cine sunt eu, cine e celălalt, ce e cu puterea, ce e cu gloria,
când suntem bogați, ce înseamnă bogăția de fapt pentru fiecare dintre noi, indiferent că suntem din Orient sau din Occident, că stăm de fapt pe o pânză de diamante, cum făceau ei, Europa discută de tăietura în briliantă a oricărui diamant, da? Înseamnă 58 de fațete. Și sunt deja seculare și vin Emiratele Arabe și spun diamantul Dubai, din care am făcut 60 de fațete, uitați-vă, ce minune! Deci toată această competiție, care de fapt e o falsă competiție a nimicului și care ne întoarce în nisip pe toți, indiferent că suntem orientali sau occidentali. Pare foarte simplu un rezumat, pare tot ce spun la vârful degetelor cumva, dar în toată această volută pe care am învățat-o în deșert cumva, stă și o himnoză. De fapt, toate aceste cărți sunt ale propriei mele narcoze, ale descoperirii unei lumi, înspăimântării de ea, încercării de a-i face față. Pentru că oamenii ăștia musulmani suniți m-au găzduit, s-au împrietenit cu mine, m-au creditat. Și spuneați mai devreme că există, înțeleg că există asemănări, indiferent unde ne aflăm, putem iubi la fel, putem trăda la fel, dar totuși care sunt diferențele? Ați subliniat că există diferențe, dar după toate aceste călătorii și cărțile pe care le-ați scris, care sunt diferențele? Sunt foarte multe. Unele sunt milimetrice, farmaceutice și țin, exact cum spunea Andreea Răsuceanu mai devreme, deloc. Pentru că toți suntem într-un fel sau altul oamenii locurilor noastre. Și atunci purtăm asta cu noi. Cei care au citit superficial toate aceste trei cărți au spus: a, n-ai scris despre România, n-ai scris despre Est, despre București, fără să vadă că de fapt în Demonii Vântului suntem la jumătatea cărții, totul se întoarce la cotul Buzăului și ne aducem aminte că de fapt tânărul regat al României era până în 1921, când au deschis egiptenii mormântul lui, de fapt nu ei l-au deschis, britanicii, dar până au descoperit mormântul lui Tutankhamon, cloșca cu puii de aur descoperită în cariera de piatră de la Buzău era cel mai mare tezaur de aur din lume. Și asta era o realitate istorică pe care am ignorat-o până să ajung într-un bazar oriental unde aurarii au spus: po, voi aveți asta, aveți prețioasele de la Pietroasa. Și am zis: dar de unde știi? Că părea un negustor oarecare care nu s-ar fi dus în arhive sau n-ar fi citit istorie și l-a spus: bunicul meu a venit cu era din Alep și a venit cu detector de metale și a umblat în albia râului și n-a mai găsit vreun pui din tezaurul cloștii cu pui de aur, dar a găsit o lădiță cu bani de argint din secolul al doilea și i-a vândut și tezaurul ăla și s-a îmbogățit. Și atunci asta era încă o dovadă pentru mine că lucrurile, Orient și Occident, se leagă, se îmbrățișează, se contrazic, se resping, se atrag permanent într-un joc de aparențe și de intensități, de empatie pe care noi îl ignorăm sau nu suntem atenți. Și așa, cel puțin, tot acest lapidarium din Demonii Vântului, toată îngrămădirea de rubine, de diamante, de crisolit, de safire, de ce-or mai fi că sunt o mulțime, reprezintă nu numai o preocupare și o obsesie personală care mă bântuie și astăzi, n-am încetat, dar sunt și o grilă de interpretare și o, cumva, o viziune promptă, montată pe retorica unui basm oriental, că de fapt asta e problema, pentru a exprima această confruntare între alteritate, putere,
iubire și o modalitate de a surprinde narrativ această identitate imprecisă a fiecărui artist bijutier, care într-un fel se aseamănă cu mine jurnalistul. Adică n-am să scap toată viața de această statură imprecisă în care întâi mi se spune, a, am văzut emisiunea ta care de 10 ani e neîntrerupt pe ecrane și am citit și o carte. Adică totdeauna fața diurnă asta a lui Dezebeie înainte și face să se dizolve contururile din cea de-a doua identitate subterană. Sunt amenințate, se fagocitează, își mușcă ceafa una alteia. E foarte incomod. E... Mai devreme spuneam că ați fi putut să vă dați încă un doctorat pe pietre. Au gen pietrele? Da, cred că în imaginarul unui autor sau altuia au bijutierii care sunt, bijutierii veritabili nu sunt nici o clipă negustorii din suc care vând, indiferent ce montură, dincolo de luxuria unei bijuterii sau unui obiect, indiferent că e un obiect papal de cult care e plin de ametiste, sau, dincolo de asta, bijutierii adevărați care sunt niște ezoteriști exersați și niște inițiați, văd gemele ca pe niște istorii vii, ca pe niște entități cu memorie pe de o parte și care au și gen. Și am explicat cumva în interviuri și într-o emisiune televizată pe specialități de cuarț și de care e feminin, care e masculin. Cred că pentru mine cel puțin și poate pentru mulți prieteni de aici, diamantul e masculin eminamente, dar poate n-am dreptate, poate sunt doamne și domn care spun că el e feminitate întruchipată, habar n-am. Dar eu zic de masculin. Diamant, ați spus că este memoria nevăzutului? Da. Mai devreme, când stăteam de vorbă cu Andreea Răsuceanu, vorbeam despre voci feminine și despre personaje feminine. În momentul în care am citit Demonii Vântului, mi-am notat aici atelierul lui Sayed, orfan de părinți, de țară și de credință, personajul nostru, este totodată și chilie de călugăr, locul alchimistului și templul este locul unde vorbește cu pietrele. Care este istoria lui Sayed? Sayed din carte este un orfevrier persan. Deci el vorbește farsi, este născut în vechea Persie, dar din considerente economice și politice trăiește în lumea arabă, învață araba, este constrâns să învețe araba din două, pentru două limite ale lumii orientale, pe care le veți oricine va da puțin cu unghia în acest mal sau acestei lumi stratificate și superbe și complicate, va constata două lucruri. Că orientalii spun așa, chiar cei care nu vorbesc arabă se roagă în arabă pentru că sunt auziți mai bine în această limbă. Chiar și turcii, chiar și, deci asta am constatat și am verificat, asta pe de o parte, și în al doilea rând încearcă să deprindă araba pentru un negoț mai bun în materie de pietre prețioase. Și atunci personajul din carte este un persan și un inițiat și un ezoterist, aproape un alchimist, aș zice, dar cum ați reușit să intrați în pielea unui bărbat pentru a crea personajele masculine? Când, e dificil? Nu știu, a fost... Nu era o metaforă când am zis că a fost o carte a revelației, pentru că atunci când stăteam în Tunis, în familia unor suniți cu educație înaltă, gazdele mele erau niște oameni foarte instruiți, foarte educați și asta pentru orienta
mentalii sunt, cu cât sunt mai cultivați, cu atât sunt mai religioși. Asta am verificat și am observat. Deci, stând acolo, ei mi-au prezentat foarte multe persoane și situații din lumea orientală, adică o nuntă, două nunți, botezul unui copil, restaurantul de femei, femeilor în care doar femeile, nici măcar un copil de 7 ani, băiat, nu putea intra acolo unde, în palatul restaurant în care femeile petreceau și în care ele erau învăluite și frumoase în orientalitatea lor și ceva foșnea, se auzea și am zis, unde sunt, vă dau un exemplu, unde sunt clopoței de vânt? Și gazda mea a spus, poate în capul tău, că nu e niciun clopoțel de vânt aici. Și ceea ce se auzea erau gătelile de aur care erau pe sub veșmintele femeilor. Asta ca un exemplu. Și nu mai știu de la ce pornisem, dar pe măsură ce cunoșteam neturistic această lume, am văzut ceva nepermis femeilor. Și anume un bijutier persan care trebuia să șlefuiască o turcoază, deci o firuze, cum zicea el, deci o peruzea mare, cam de mărimea unui ou. E o piatră foarte scumpă atunci când e autentică, e foarte ușor să falsifice această piatră, să o colorezi, termic. Și am văzut ceva prin ușa întredeschisă a unei odei care părea un garaj sau un bârloc sau era de fapt un atelier și el vorbea, șoptea, nu știam, se roagă, vorbește și calfa lui, care între timp ducea niște rumegușuri și niște lemne care arseseră, le ducea la o grămadă de gunoi, mi-a zis și nu trebuie să tăcem că 2 zile a postit ca să... și acum vorbește cu ea și îi cere, deci cu piatra, și îi cere iertare pentru că o va găuri. Și asta s-ar putea să-l urmărească multă vreme, pentru că el vrea, din această piatră superbă și întreagă, să facă un tunel, mi-a zis. Deci, el a spus-o că părea că ar fi avut un vagon de pietre, nu una. Și toată această mărturisire inocentă și așa între mi-a dat de gândit, adică mi-a dat semnalul că acolo e un cifru profesional pe care habar n-avem noi europeni. Nu cred că vreo femeie, eu personal, purtătoare de bijuterii, nu m-am gândit niciodată că o piatră pe care o port cât e de pură, dacă e falsă sau nu, dacă are ardoarea bijutierului sau și așa mai departe, nu ne-ar trebui 3 ore să vorbim despre asta, dar a fost un hublou prin care am întrevăzut o... La început am crezut că e o legendă, o jumătate de ficțiune cumva, de fapt era o istorie de viață, o experiență, o breaslă a inițiațiilor pe care am dibuit-o cumva și după aia am cercetat-o, în așa fel încât în anul apariției cărții Demonii Vântului, după ce am văzut fastul inaugurării turnului Burj Khalifa, am cerșit, am căutat, am stăruit pur și simplu cu toate mijloacele, cunoscând niște șlefuitori indieni de pietre prețioase care plecau din țara lor săracă și unde primeau o jumătate de dolar pe zi pentru o zi de lucru și veneau în turisticul Dubai pentru 3 dolari pe zi ca șlefuitor de diamante și pur și simplu acum pare extravagant și exagerat. Am reușit după multe bacșișuri, noi avem din lumea orientală această beteacnă care e vie, să mă urc pe o astfel de ambra care trecea canalul fluviului ca să ajung la atelierele șefuitorilor și acolo, de fapt, n-am realizat nimic ca să vedeți ce lume închisă, pentru că în clipa în care am ajuns, foarte mulți șlefuitori
și-au ascuns capul, așa, în niște, cu diverse înglugi sau, și au încetat să lucreze. Și eu am întrebat ce se întâmplă, de fapt, și care e. Și au spus, asta nu e pentru femei, e un blestem să vezi această profesie, care e între cer și pământ. Chiar am ales o pagină care descrie această natură imprecisă a orfebrierului. Și în plus, orice femeie calcă aici, ne spurcă pietrele. Deci era o interdicție absolută asupra acestei luni, pe care cu nechipzuință am luat-o cu asalt. Da. Wow. Eu mai am întrebări, dacă tot vă place la noi aici. Carmen, tu? După aia cu Sara, ce se zice mai jos? Ați dori să ne citiți un mic fragment, doar? Ăsta pe care l-am ales cu Sara. Da, de cer și pământ. E vorba despre o amuletă care e un fragment de astrolab și călătorește toată cartea și se întâmplă multe lucruri cu acest obiect prețios. Când era bucuros, amuleta sclipea și îi înviora sângele, preschimbându-l în vin. Tibul roșu de boabe de granat și rubin se făcea ca o dâră de jar încins și scânteia noaptea. Saied se culca pe cearșaful alb și părea un zeu. Cu văpăile nestematelor comorite în carne, era ca un demon cuprins de somn, ca un vrăjitor trist. Toți de aici sunteți beți de aur, îi spusese odată un turc din suc, care aștepta ca și el să fie aduse cântarele pentru metal rar. Cântăreau argintul și aurul cu precizii de farmaciști și de aceea verificau de luni până joi, la sfârșitul zilei, dacă negoțul era cinstit. În plus, să fii bijutier nu era nici halal, nici heram, așa încât meșterii aurului și platinei erau suspendați între cer și pământ precum spânzurați. Nu umblau și nici nu zburau, ci mergeau ca gâștele jumătate în aer, jumătate în țărână. Lopătau din aripi. Sol pierduți între două luni, bijutierii erau suflete neiertate. Ca să cunoști însă acest blestem, trebuia să te naști semit, să te ții de datin, să-ți fie frică de rosturile întoarse. Doar că Saied devenise juvaierciu de dragul orașului care zăbovea pe un leagăn de diamante. În tocmai ca șeicului străjuit de palate, soarta lui era inventată în timp ce se desfăcea ca bumbacul de pe musor. Într-o zi, o prezicătoare încercă să ghicească ce va urma și văzut nori albi îndesați pe țeava destinului său ca într-o pușcă ce trebuia curățată. Nu era nimic de știut. În afară de Duhul Aurului, tot ce trebuia să se întâmple era nescris, căci părea el însuși umins, fără umbră. Mâine, ca și ieri, erau pentru el șuvoaie de vânt, străvezi ca apa ce clătea bolovanii pe fundul dicurilor. Dimineața, când alerga pe aleile răcolite din jurul lui Emirates Golf Club, vedea de departe figura șeicului zugrăvită pe ziduri. Dacă era singur, îi zâmbea uneori și îi făcea cu mâna ca unui prieten însoțitor, pentru că îi păruse totdeauna că ei doi se asemănau. N-ar fi putut spune cum și în ce fel, dar se înfrățeau, simțea asta. Chipul purul tânăr al preanaltului cu dișadașul de muselină flutura pe deasupra turnurilor de ventilare și a cupolelor așezate peste arcade, precum jumătățile unei coși de om. Saied înghițea distanțele cu pași mari și gândea ce gândeau pescărușii care atârnau câteodată în casele aerului, așa cum erau niște suflete ostenite. Un vânt cald din sud răvășise golful. Saied alerga cu căldura în față și gândea că, odată, un alt fel de suflu ar putea să aducă sfârșitul lumii. Orașul negat nici nu se clintea sub fiorul rece al unei asemenea presimțiri. Orașul zâmbea cu ochii mijiți și împodobiți cu salve de bec. Orașul se înălța pe putește cu toți din emoții,
și doar siluetele macaralelor licărind ca niște pumnale în ceață puteau să dea seama de graba acestei creșteri. Vă mulțumesc! Aveți întrebări, vă rog? Trăiți în cultura civilizației europeană. A scris foarte mult despre țările arabe, despre musulmani, despre arabi. Există o valoare, o calitate deosebită pentru care ați spune cuiva, uite, se poate trăi în lumea musulmană, în lumea arabă? Primul impuls ar fi să vă răspund că există această nescrisă solidaritate a femeilor pe care în Europa am pierdut-o de câteva secole și care pe mine m-a impresionat profund, pentru că mi s-a părut la început că e un clișeu, o fațadă pentru europeni, un mod de a te prezenta, așa cum în Iran, de pildă, Taruf este un protocol, un retorist pentru străini, pentru intruși, un fel de a curta un străin, de pildă ceri un taxi și el spune, o, șefule, dar nu pot să te duc, ești stăpânul meu, ești minunat, ești, te voi duce gratis, este atât de, unde vrei să te duc, până în bazar. O, foarte bine, mulțumesc, ești prietenul meu pe viață, nu-ți voi lua niciun ban. Și tu spui, dar nu se poate că european, nu am să merg, nu mă urc în mașină, dacă tu... Și până acolo o să te coste triplu de prieten ce ești. Adică nu e... Ei, așa am crezut și despre solidaritatea femeilor, care e o virtute ascunsă a lor. Se apără singure în fața unei ostilități care e nu neapărat a bărbaților, asta credem noi ca niște... Societății. Da, în fața societății care nu are nicio vină. Este un fel de societate și atât. Nu trebuie să spunem bună sau rea. Nu, asta e cultura lor. Da, exact. Întotdeauna, de sute și mii de ani. Aceasta poate fi o diferență. Închipuiți-vă doar atât că într-un Teheran cosmopolit, vă dau un exemplu, uluitor, bogat, surprinzător, o femeie de 40 de ani, care este prima soție, dacă are un soț bogat, cu cât e mai bogat și cultivat, ea, la 40 de ani, e o senioare, deci e o, ca să nu spun o exclusă, și trebuie să se ducă, să aleagă domnul în casă, a doua nevastă mai târziu, pe care ea, ca prima agreată, să o accepte și să-și asume a doua prezență în cămin. Adică, mi se pare, pentru Europa e de neadmis. Deși, dincolo de acest exercițiu, e o ipocrizie fără limite, pentru că amantlăcurile europene sunt mai sunt imediat sub gheață, da? Imediat sub poșghița oricărei... Da, de-aia revenim la cultură. Ne-am obișnuit cu asta. Da, că sunt foarte multe exemple. L-am dat pe cel mai la îndemână, dacă vreți. Sunt multe, multe lucruri pe care eu personal le-am învățat și le-am verificat în 7 ani. Mi-a luat 7 ani ca să înțeleg această lume. Și probabil încă 7 ani să le uit. Pentru că sunt cititori și critici imparțial și în mare parte îndreptățit să mă întrebe, dar ce ați făcut cu ultimii ani, ce ați scris? Am scris, dar nu am publicat literatură, pentru că pe de o parte, aceste cărți au tot avut ediții, Demonii Vântului e la a treia ediție, dar, dincolo de asta, nu mi s-a părut că mai scriu nimic intens sau atât de intens încât să pot lăsa în librării cartea aia. Și a fost nevoie ca în acest an să mă duc în deșertul Iordaniei după 12 ani, să-l revăd și, în sfârșit, am crezut că am exorcizat această
nebunie sau cum să-i spunem, obsesie, legătură cumva. Și am simțit că m-am desprins după ce m-am întors după 12 ani în deșertul ăsta și în toate călătoriile pe care le-am făcut în 7 ani în tot Orientul apropiat și Iran, am spus deja, n-am prins niciodată, văzând și Sahara și deșertul de stâncă și, mă rog, mai multe feluri de deșert, că nu seamănă deșerturile între ele. În sfârșit, după acești 12 ani, când am revenit, am prins o ploaie în deșert, o ploaie de 6 minute și jumătate, în urma căreia, în 4 ore după ce am luat, a început să crească un fel de vegetație pe care n-aș fi bănuit-o niciodată. Și acesta a fost ca un fel de... Acesta a fost un fel de adio în toată povestea. Faptul că în sfârșit am găsit o ploaie și am văzut cum crește inclusiv această floare care a luat, care a devenit metafora turnului despre care vorbeam, pentru că Burj Khalifa are forma unei plante, da, unei flori, mă rog. Și totuși spun ceva care nu o să vă placă, dar toate cunoștințele mele și prietenele mele îmi dau... Uită-te acum la Zeca Buzurat, uite-te că are invitat pe nu știu cine, a fost excepțional, ai văzut? Deci, jobul noastră, munca noastră de televiziune este mult, mult mai cunoscută decât munca la care trageți ca un salafor pentru... Dar știți astea? De ce? Că astea sunt viciile televiziunii, da, pentru oricine ar fi așa. Televizorul nu ne pune să muncim pentru nimic, ne dă de-a gata niște hrană, niște păpică odioasă și atunci... Ei, nu, că nu sunt toate odioase, sunt lucruri pe care le înveți. Școala nu înseamnă numai zidurile școlii, școala înseamnă totul. Mai are cineva întrebări? Te rog. Dacă sunt aspecte din opera lui Eliade care v-au impactat, v-au impresionat, care sunt și cum care sunt? Nu m-am gândit niciodată că ar putea să existe această părere critică despre ceea ce am scris. Sigur că am pretenția că am citit integral nici Eliade, de la istoria religiilor până toate romanele și novelele, dar dacă este ceva care, un tușeu anume, care a rămas în mine fără să fi discutat despre asta vreodată, e tocmai acest mister, aceste halucinante întoarceri și reveniri, oprirea timpului, spirala asta a vârstelor, când dintr-o dată ești la țigăni sau ești pe o stradă sau ești într-o viață și te trezești în cealaltă. Toate aceste... ideea asta de metempsihoză, pentru că nu vă ascund, pare un retorism, poate, sau un loc comun, dar în clipa în care am ajuns prima oară în Sahara cu această prietena mea, profesoară de istorie medievală la Universitatea din Tunis, ea m-a întrebat cu politețe, probabil formal, ce-mi doresc să fac în țara ei. Și am zis, aș vrea să văd deșertul, pentru că mi se pare că nu pot să ratez. Asta e o dorință nemărturisită a vieții mele, dar ție pot să ți-o spun așa ca între noi, fetele, femeile. Și a echipat o mașină pentru deșert. A luat și l-a luat pe fiul ei, Mezinder, care atunci avea 17 ani, ca să avem un bărbat cu noi. L-a învoit brutal de la școală pentru că el nu voia. El le-a spus colegilor, la mama a venit o nebună din România și mergem în Sahara toți trei. Adică îi se părea ieșit din comun să facem asta. Am parcurs 2800 de kilometri în zone în care n-am văzut o insectă uneori și mă gândeam, și când m-am întors la București, m-am gândit terorizată, încă aveam acea frică dacă se va strica mașina și noi vom muri acolo. După aia, de la o benzinărie, am cumpărat un număr din L'Express care vorbea despre Coran și Biblie, era un număr tematic și am început să ne certăm cu
groaznic pentru opiniile din acel număr tematic. Și după ce ne împrietenisem aparent atât de mult, ne-am dat seama ce distanță, diferențe totuși culturale. Și ne spuneam una alteia, eu îi spuneam, am să plec acasă și n-am să mai vorbesc cu tine niciodată, dar n-am mai început, era un pustiu de început de lume, nu vă chipuiți. După vreo 800 de kilometri întâlnisem o pompă de benzină cu un salcâm, o cămilă și un muncitor de la pompa de care căruia i-a dat așa printr-o deschidere atât a geamului mașinii, i-a dat cheia ca să desfacă și să ne pună carburant și după aia am primit înapoi. Și atunci mi-am dat seama că noi de fapt ne jucam cu viața. Cu viața, da. Și pentru a vă răspunde la întrebare, eu vă recomand să citiți cartea și veți vedea care sunt diferențele, pentru că tot apropo de această carte, aș dori să vă mai recomand încă una, care este scrisă de Kubert Said, se numește Ali și Nino, și care tratează aceeași problematică. Sunt o mulțime de cărți pe tema asta, n-am terminat să le pun. Așa. Tu aveai o întrebare. Vreau să mai spun ce nu. Voiam doar să spun că dacă există un grif al meu în această temă vastă, Orientului cu Occidentul, e raportarea la Estul Europei și la... Pentru că și Omar din a treia carte nu spun niciodată că e România. Nu mi-a venit să spun, gândind că enclava estică are foarte multe similitudini și atunci putea fi Polonia sau Ungaria sau România, nu conta. Și acest Omar, din Omar cel Orbs, ca să fugă dintr-o opresiune a Orientului, vine în Est și de peste alte presiuni. Și atunci cumva am pus în oglindă anume enclava estică europeană, pentru că pe aceea o cunoștea. Și m-am putut să o povestesc. Minunată călătorie, mulțumim! Pentru că ne apropiem așa de final cu ediția 11-a Festivalului Pământul Mitice și deși n-a apărut niciun titlu, să zic, al vreunei sedi, cele care s-au petrecut deja, dar eu cel puțin am găsit că a fost așa un fel de light motiv al festivalului și mă bucur că să văd astăzi scriitori invitați în serile bucete care sunt de noi. Una din idei a fost aceea cum se simte un scriitor după ce vede publicată prima sa carte, după ce lucrează la carte, este publicată, ce se întâmplă cu cartea a doua, cu cartea a cincea, a zecea, dacă există aceeași emoție, aceeași febrilitate sau nebunie a începutului, aceleași emoții, aceeași responsabilitate. Dacă apare undeva pe parcurs o responsabilitate vis-a-vis de public sau dacă ne gândim doar la noi, la ceea ce ne place și noi ați spus la un moment dat că după prima carte din trilogie v-ați gândit ce o să spună ceilalți, dacă au așteptări referitoare la a doua. Cum este relația dintre scriitor și cărțile sale de publicare? Aici, cât scriitori, atâtea răspunsuri, e clar. Nu putem, nu există loc de generalizări. Dar îndrăznesc să spun că emoția și acea formă de energie a legăturii cu cartea rămâne. Și emoția aceea și pentru a treia și așa cred. Așa, văzându-i pe alți scriitori, că sunt marcați de această formă unică de emoție, indiferent că e o reeditare sau că e o carte nouă sau că e... Așa cred că dacă ar dispărea această formă de apartenență și de legătură, care e aproape maternă cumva, am consemna o